Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru pești în această săptămână. A fost motandul așa puțin prezent aici la citire, deci poate cine știe un bărbat important vă dă o veste mare săptămâna asta. Bun pentru tine uite săptămâna asta trecutul bate la ușă privind o moștenire, nu știu, primești o moștenire rezolv ceva legat de o bancă. Poate este o chestiune legată de economiile tale, o pensie, o bursă. Unii pești, nu știu, dragostea poate bate la ușă de prin trecut, poate fi și asta. Însă, săptămâna aceasta avem o lună plină în scorpion, lună plină care activează axa 39 și care reprezintă pentru pești un moment de sfârșit a unei situații conflictuale. Poate e ceva ce a început cam acum jumătate de an și uite acum, nu știu, primește recompensa, cum s-ar spune. Peștii sunt prinși săptămâna asta pe acte, pe drumuri, zona juridică, tot ceea ce ține de străinătate, spiritualitate, relația cu profesorii, cu mentorii. Deci acolo e foarte intensă povestea pentru pești. Însă, vedeți, voi poate să fie un moment în care reușiți și vă învingeți o teamă. Da? Sau poate să fie o recompensă pe care o primiți dintr-un trecut, poate îndepărtat sau trecut mai apropiat. Peștii pot finaliza un proces juridic da? sau un demers juridic, nu știu, săptămâna aceasta, însă alții parcă finalizați niște studii, finalizați un proiect important dar alții cu siguranță o să fiți foarte mult prinși pe, pe zona aceasta. Însă ce mi se pare interesant da, și o să specific și la voi este un ascendent învărsător și ă, Asta înseamnă că sunt lucruri care se petrec și care nu țin de noi, da? Vărsătorul ține de colectivități mai mari de oameni, Uranus e pe unde e, Pluto e și el pe acolo pe ascendent, deci nu sunt lucruri care țin de noi, da? Individual vorbind. Ei, uite, se întâmplă ceva undeva neprevăzut. Da? Și se schimbă lucrurile. Da? Uh, pentru unii pești, puteți să auziți de o problemă legală pe care o are cineva din jurul vostru. Da? Iar cei care aveți o problemă legală de rezolvat, da? Că e vorba de un proces, că e vorba de niște acte, că e vorba de. Uh, nu știu, o autorizație. E, acolo, uite, o să rămâneți surprinși de cum anume se rezolvă lucrurile. Și vedeți că norocul pentru voi ține fie de muncă, deci fie de un coleg de la muncă, fie de activitatea voastră, nu știu, e, ca și cum lucrați într-un domeniu, cunoașteți pe cineva și omul ăla vă dă un sfat și rezolvați problema mai bine. Pentru alți pești, norocul, te poate să și de pe zona sănătății. Da? Și de acolo. Însă, însă, eu zic că este o lună plină bună pentru voi. Uite, mai ales peștii născuți pe la început de zodie. E un moment bun acolo. Da? E un moment bun, doar că unii e posibil să, să, îi surprindeți pe ceilalți cu modul vostru de a vă manifesta. Este și o săptămână în care peștii nu știu, au curajul să facă lucruri nemai văzute. Adică o să ne surprindeți pe toți cu Modul vostru de a acționa cu modul vostru de a vedea lucrurile. Bineînțeles, pentru unii vedeți că sunt și chestiuni care țin de relația cu partenerul sau relația cu ceilalți acolo poate fi un moment pe și zic bă, gata, închid povestea. Alții din contra, da, poate treceți printr-un moment în care aveți parte de o conștientizare, aflați un secret și vă vine ideea genială, găsiți soluția, cum s-ar spune. Însă, bineînțeles că peștii tot săptămâna aceasta sunt prinși pe drumuri, dar eu mai discutam și despre niște secrete pe care le puteți afla săptămâna aceasta. Știți informații care vă pot ajuta, să știți, da? vă pot ajuta. Mercur iese din retrogradare începând cu 26 aprilie și asta e de bine pentru voi să mai rezolvă chestiuni legate de bani, da? Peștii reușesc să învețe mult mai ușor cam care le este valoarea și mai mult decât atât veți reuși să negociați mult mai bine poziția în care vă aflați. Da? Poziția în care vă aflați. În rest, eu zic că este o săptămână bună în care peștii reușesc să iasă dintr-o noapte, reușesc să iasă dintr-un întuneric, reușesc să iasă dintr-o situație ciudată, dintr-o situație dificilă. Da? Bun. Hai să vedem. Le ieșiți bine din poveste. Să vedem ce zic arhanghelii pentru pești, ce trebuie să știți. Interesant. Atenție puțin la ceea ce visați sau la informațiile care vin către voi în preajma zile de 24 aprilie. Numerele importante. 4, 2, 24, 42. Tare interesant. Deci 24, uite, chiar pe 24 are loc luna asta plină în Scorpion. Culorile importante, roz, mov, auriu, non culoarea alb, iar arhanghelul Metatron este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu, le introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Foarte interesant. Deci, peștii reușesc să se apropie mai mult de planul spiritual. Aici văd că parcă aveți o legătură cu cunoașterile acestea ezoterice. Da? Nu știu, medicina alternativă, tot ceea ce ține de astrologie, tarot, numerologie, știu eu și câte mai sunt, că sunt multe pe lumea asta. Parcă aveți legătură cu așa ceva, unii. Pe de altă parte, parcă e o săptămână magică. Da? Unii nu știu, poate merge și cereți un sfat undeva anume și îl primiți. Îl primiți. Și, repet, meditația și rugăciunea, toate astea sunt extraordinar de importante pentru pești săptămâna aceasta. Da? Pentru că se pot întâmpla minuni. Hai să vedem uh, tarotul ce zice pentru voi. Ce trebuie să știți. 22-28 aprilie pentru pești. Trei de băte. Faceți drumuri săptămâna asta. Unde vă duceți? M vă duceți undeva. A, nu știu unde. Da. Ăă, 5 de cupe. Cavalerul de băte 8 de spade. Și parcă e un blocaj aici, în legătură cu o situație. Ți-ai dorit tu ceva mult sau îți dorești ceva mult. Unii pești, parcă plângeți după o aventură sau după. O pasiune după ceva care e blocat. Da. Niște regrete pe care cineva le are. Mai văd aici. Dar și o veste despre un sfârșit a sfârșitul ăsta cum să vă zic eu. Toate sunt un pe lumea asta și Pluto acolo. Vrea să dați față în față cu niște lucruri, da. 3 de băte, un drum scurt pe care îl faci împreună cu cineva, sau niște vești care apar de la drum. Peștii reușesc să iasă dintr-o situație. Vezi că este un prim pas, adică ai scos un picior din groapă, dar acum da, o să-l scoți și pe celălalt, dar nu e de tot, da? Deci e o primă de blocare. E un pas bun, e un pas bun. 7 de cupe la baza manifestărilor tale. Ai multe. Oportunități săptămâna aceasta. Ai multe opțiuni. Poate să fie și o săptămână în care peștii parcă, nu știu, parcă sunteți în altă lume, parcă acționați diferit. Alți pești, e posibil să vedeți niște oportunități în jurul vostru pe care ceilalți nu le văd. Atenție! Da? Dar văd în același timp și multă confuzie dar și bucurie, parcă nu vă vine să credeți ce se întâmplă. Cavalerul de spade în inima ta, aici este vorba despre o săptămână în care peștii zic direct lucrurilor pe nume, direct zici și ce crezi, ce simți și așa mai departe. Și tot cavalerul de spade să știi că vine cu un fel de ceartă. Da? Poate să fie un moment în care Peștii, da, reacționează. Acum, fiind Marte în zodia voastră, fiind și Neptun acolo lângă el, da, se întâmplă lucruri. Da, și e și opoziția care încă se simte între Marte și Lilith. Sunteți mult mai sensibili din punct de vedere emoțional săptămâna aceasta, să știți. Dar parcă sunteți gata de război, sunteți gata de atac. Nu știu, unii vă îndrăgostiți, poate. Da? Șa, șase de bâte în mintea ta, o victorie pentru tine, o bucurie arăți lumii cine ești, reușești să rezolvi ceva important. Aici avem eremitul, o legătură cu zodia fecioară, dar și un loc retras în care poți merge. Poate să fie și o perioadă în care intri în contact cu un profesor, un mentor, este o persoană sigură pe ea, este o persoană care studiază fiecare detaliu și uite, persoana asta să știi că te poate ajuta cu șaptele ăsta de cupe, că tu aici nu prea știi pe unde să te duci și omul ăsta te poate ajuta pentru că el are experiență. 7, da. 7 arcana majoră numărul 7, faetonul, o legătură cu zodia rac, dar și un triumf în casă, în familie. Pentru unii vedeți că poate apărea și un mic mare război aici, da? niște discuții ciudate care au loc. Uite. Sau, nu știu, te duci cu viteza luminii undeva, într-o vizită. Alți pești poate aveți aici o petrecere, aveți un eveniment mare, dar ce văd eu aici este o persoană foarte hotărâtă să lupte alături de tine. Este o persoană bună, e matură, e asumată. 8 de monede. Cineva se gândește aici să repare o relație sau cineva se gândește serios să uh, lucreze cu tine. Da? Să lucreze cu tine. Și bineînțeles că peștii reușesc să rezolve niște lucruri foarte importante săptămâna aceasta. Și încep să-ți dai seama că anumite cupe care s-au vărsat aici, da? poate erau pline cu o trafa și poate te-a ferit Dumnezeu de un rău, cum se spune. Da? Dragi pești, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Iar dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o, la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru pești în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă îți doresc și să ne revedem cu bine și data viitoare.